Zile întregi de coșmar pentru o mamă din județul Mehedinți. După mai multe zile în care cei doi fii ai săi au plecat voluntar de la locuință și nu s-au mai întors. Disperată, femeia a făcut apel la polițiștii mehedințeni pentru căutări. În jurul zilei de ieri, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 38 de ani din localitatea Godeanu cu privire la faptul că în data de 31 iulie, anul curent, fiii săi cu vârsta de 13 ani și respectiv 18 ani au părăsit voluntar locuința și timp de mai multe zile familia nu a știut nimic de ei. În urma activităților desfășurate de autorități, cei doi au fost identificați pe raza municipiului Craiova. De 4 august 2021, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drobeta Turnu-Severin au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 38 de ani în localitatea Godeanu cu privire la faptul că în ziua de 31.07.2021, cei doi fii ai săi, în vârstă de 13, respectiv 18 ani, au părăsit voluntar locuința și nu au mai revenit. În urma activităților desfășurate, cei doi au fost identificați pe raza municipiului Craiova. Aceștia au fost luați în custodia polițiștilor și încredințați părinților. Se pare că în intervalul în care au lipsit de la domiciliu, cei doi frați nu au fost victime ale vreunei infracțiuni.